Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni împlinește anul acesta 150 de ani de existență. Cunoscut datorită personalităților care au studiat aici, dar și pentru că a devenit un adevărat centru de cultură, acesta rămâne un loc propice dezvoltării copiilor și adolescenților. Pentru a marca momentul, ministrul culturii, născut și crescut în Fălticeni, a transmis online un mesaj aniversar profesorilor și elevilor. Vă felicit pentru succesul proiectelor inițiate de-a lungul timpului și pentru rezultatele obținute, dar mai ales pentru că în cadrul Colegiului Național Nicu Gane s-a creat un cadru favorabil relaționării și exprimării libere a elevilor. Copiii și adolescenții pot prin educație să-și valorifice calitățile. Mai mult, ei trebuie să privească la înaintașii lor care au studiat aici, au devenit personalități marcante și să le urmeze exemplul. Printre aceștia se află sculptorul Ion Irimescu, actorul de teatru și film Julca Zaban, iubitul actor Grigore Vasiliu Birlic, renumitul poet Nicolae Labiș, biologul Petre Jitaru, dramaturgul Horia Lovinescu, dar și criticul și istoricul literar Constantin Ciopraga. În calitate de fălticinean și de ministru al culturii, sunt onorat să vă transmit cele mai calde gânduri și să vă felicit pentru realizări. La mulți ani, le-a transmis ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, elevilor și profesorilor de la Colegiul Național Nicu Gane.